Și zice, mergem să furăm găinile alea de la mătușa Saveta? Și când nu mai are găini în ogradă. Dar de ce? I-o dat? Nu, i-o dat și va boală peste ele șochirită. Ba, pula. Ce faci, măi? N-avem nimic. Mâncăm pământ. Cam asta e, Mișu. Hai, gândește-te la ceva să facem cumva. Și să mă gândesc că aș vrea să mănânc acum niște frigărui fripte la jaratic. Nu mai vorbi de mâncare, cum se face gura apă. Știi când se stânge focul și pui niște popșoi peste jar și îi ieși să înșingă? Și pui și o dură de sare peste. Chiar ar merge să facem un foc în pădure? Stăm acolo noaptea la o povestioară. Da, fii atent ce idee mi-ai dat. Îi strângem pe ăștia și le zicem dacă vor să facem un foc în aer liber, în pădure. Exact cum ai zis. Apoi mergem, ne împrumutăm de undeva din niște bani și le zicem la ăștia cât povestim la foc acolo. Ei, punem toți bani jos și care o zicea mai tare pățani din copilărie ia bani. Da, ei, da. Și ca să fii sigur că luăm noi banii, ei blana ai de urs cu care mai mergeai de anul nou, o ascundem prin pădure și la un moment dat zice, ei, eu mă duc să mă piș. A luat blana pe tine și e expirat și a rămas cu toți banii. Și cu tine, să-mi bag și ori, n-avem cum să dăm greș cu asta.